Mulțumesc mult că ești aici. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, domnule președinte. Adi, bună ziua. Astăzi domnul Ciolacu a zis că mai dă el acolo 10% la bugetari, dar continuă cu povestea asta cu creșterea economică, stăm bine, plafonăm prețuri, inflația e în scădere, avem investiții record, a zis va fi un an istoric. Care e de fapt adevărul despre bugetul țării? Da, istoric din punct de vedere negativ. Suntem campioni europeni la foarte multe capitole, de exemplu la inflație. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană pentru a patra lună la rând, adică cele mai ampe creștere de prețuri. Avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană pentru a treia lună la rând. Avem aproape 3% deficit public după primele 4 luni, în condițiile în care noi ne-am asumat un deficit de 5% pentru finalul anului. Și din această perspectivă s-ar putea să avem probleme mari cu Comisia Europeană. E, apoi mai sunt niște probleme. Avem cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană. Și am ajuns în situația de a plăti aproape 50% din banii pe care noi îi câștigăm, să-i dăm statului sub formă de taxe și impozite. Deci suntem campioni la multe domenii, iar în ceea ce privește fondurile europene, spunea domnul președinte un lucru foarte important. Suveraniștii, dacă vor să se joace de-a suveranitatea, se ia aminte de un lucru. 80% din banii ăștia care sunt investiți în momentul de față în România vin din fondurile europene nerambursabile. Dacă n-ar fi acești bani, România stagna economic și n-am mai vedea în jurul nostru drumuri, școli, spitale, câte se mai construiesc pe acolo.